Salutare, salutare! Ce vreau să vă arăt aici, într-o cămară de bara, acum văd cât mi de mocioșă ușa. Trebuie să o curăț. Nu știu, cred că s-a spart un borcan și s-a scurs și n-am sezizat. Deci e una dintre cămările mele. Și ce vreau să vă arăt, eu încă mai am ceapă. După iarna asta trebuie să și izugrăvesc pe aici. Ca să mai vedeți câte ceva. Roșii, astea sunt roșii bucăți și o să spar niște borcane pe care trebuie să le pun pe undeva, dar le duc în pivniță. Zarzavată de ciorbă, roșii bulion, așa, niște zacuscă cu ciuperci, fasole, ciolomadă, compot de gutui, compot de dulceață de căpșuni asta. Ghiveci. Scrie pe undeva acolo ghiveci. Nu știu dacă vedeți. Ghiveci, în dreapta. Așa. Ăsta este pateu de porc. Trebuie să-l duc să-l mâncăm. Nu e stricat. Nu vă imaginați că e stricat. Nu e umflat. S-a făcut așa când l-am sterilizat. Așa. Pișcători care sunt mortale, ardei pișcători, sunt fantastice. Aveți rețeta pe unul dintre canalele mele de YouTube. Sunt crocanți. Așa, dulceață de zmeură, zacuscă și în spate este dulceață de prune. Bine, sunt multe, dar asta este una dintre debarare în care mai aduc de prin pivniță. Și mocicoșagul ăsta trebuie să-l arunc de aici, trebuie să-l arunc, de fapt, că n-am șanse. De fapt, eu în fiecare toamnă schimb fețele de masă. Că din fețe de masă, din ușa mea, tai, și le schimb în fiecare an. Bineînțeles că până la sfârșitul iernii se fac horror. Ia uitați-le. Așa. Bun. Ceapă. Vreau să vă arăt că eu este luna martie și în luna martie eu încă mai am ceapă. Ia uitați ce frumoasă e și nu e în pivniță, stați să ne înțelegem. Asta nu e în pivniță, asta m-a dus-o din pivniță în debara, nici nu în cămară, în debara, ca să îmi iau din când în când. Aici mai am încă morcovi în nisip, dar ceapa mea. Ia uitați. O vedeți? Este împletită pe funie. Cealaltă... Asta am adus-o din pod. Pentru că dă căldura și am zis să nu încolțească. Cealaltă desfăcută era din pivniță. Ce-a rămas fără codiță și nu s-a putut nu s-a putut împleti. Ideea este una. Dacă ești harnic și muncești pe un petec de pământ, pentru că nu am o grădină imensă, ești practic independent. Nu ai nevoie de nimic altceva. Ăștia au fost aici niște morcovi. Vreau să îi scot și să arunc din ei. Au fost niște morcovi mai mici, și pe care i-am pus printre... Ia uitați, că nici nu sunt stafidați, stat un pic. Nici n-am ce arunca din ei, mare lucru, pentru că încă sunt ok. Doar cei mai mititei. Așa, ia uite, și dau. Și o să pun unul din ăsta, 2, 3, 4, 5, din cei care dau, și o să facă semințe. Și o să am și semințe, fără să mai cumpăr. Eu îmi iau semințe în fiecare an, și de la ceapă, și de la morcov și de la pătrunjel și de la absolut tot. Și am semințele mele nemodificate pe care le folosesc în ceea ce avem noi. Bun, revenim la în ceea ce avem noi nevoie. Deci aici le-am spus doar în ziare, un rând de morcovi, un rând de ziare și suntem în martie, repet. Ce am aici de dedesubt, nu mai scot că nu pot cu o mână, sunt
pătrunjeluțe, lina, păstârnac și morcovi aici, de desubt am morcov, puși în nisip. Ei bine, cei din nisip, cum i-ai scos? Zici că acum i-ai pus. Zici că acum este toamnă și i-ai pus, arată perfect. Ideea, concluzia, și după care plec să-mi aduc un buret magic să-mi spăl ușa. Dacă nu mă băgam cu capul pe sub asta, nici nu o vedeam, așa, în graba mea. Cine are un petec de pământ și își pune un strat de ceapă, un strat de morcov, 2-3 cartofi, nu există să moară de foame. Mor de foame cei care nu vor să muncească, pentru că da, e greu să plivești, e greu să dai cu sapa, dar le ai ale tale. Eu, în afară de produse lactate și de ceva carne de pui, găină, când mi se termină ce am în congelator, nu cumpăr niciodată. Pâinea o fac eu, zarzavaturile le avem, porc, am cumpărat porc și l-am tăiat, să ne înțelegem, n-am ținut porc, și am absolut tot ceea ce avem nevoie. Dacă ești harnic și nu aștepți să-ți dea nimeni, ai tot ceea ce ai nevoie ca să trăiești. Nu te îmbogățești, dar mănânci o ceapă cu gust de ceapă, mănânci un morcov cu gust de morcov, zarzavatul de ciorbă, să ne înțelegem, este exact ca și cum l-am pus atunci. Astea sunt roșii bucăți, decoșite doar și puse în borcan, bulion încă mai am, așa, castraveți murați sunt acolo, dar, repet, am foarte multe încă în pivniță, nu aici. Astea ce nu au mai încăput pe raftul din pivniță, ca să nu mai aglomerez, le-am pus în zăbăraua asta, pentru că mi-era mult mai ușor și mai la îndemână să le iau de aici. Asta este un nectar de gutui din 2018 de la soacră mea. O secundă, sper să nu dărâm ceva. Așa. Ea are gutui și face nectar de gutui, eu n-am. Asta este dulceață de măceșe. Și aici încă un pateu. Pateul l-am lăsat aici. Era destul de răcoare. Pateu de porc. Când am tăiat porcul, l-am făcut. L-am sterilizat. Ia uitați. Deci eu tot încerc să nu dărâm vreun borcan în cap. Că poate mă îndur și le duc și în pivniță. Ia uitați ce strat de grăsime are. Asta efectiv formează o peliculă. Și este identic cu pateul de cumpărat. Ca și stadiul de păstrare. Nu trebuie păstrat în frigider. A fost sterilizat. Se vede că e capacul vidat. Dacă era umflat capacul, înseamnă că era stricat. Dar e capacul lăsat. Cam atât. Mă duc că mai am multă treabă astăzi. Dar ideea ați înțeles-o. Sunt foarte multe terenuri nelucrate. Sunt foarte multe terenuri pârloagă. Puteți cere, dacă cunoașteți pe cineva, să vă dea 5 metri pătrați în care să vă puneți ceva. Eu acum mi-am cumpărat semințe din ceea ce nu aveam. Ia, stați că mai am aici. Ce e asta? Dulceață de afine. Ce n-am făcut? Întrebarea e ce n-am făcut. Bun, ce am cumpărat anul ăsta ca și semințe? Am cumpărat semințe de mangold, am cumpărat semințe... Stați că vi le arăt. Deci niște soiuri pe care eu nu le-am avut și de la care la anul voi lua semințe, bineînțeles și eu. No, și apoi haideți să vă arăt. Cu asta încercăm. Peperne verde... Noi n-am pus pentru că în zona noastră nu se prea fac. Dar anul ăsta o să încerc într-o altă grădină adiacentă și o să-i las acolo să se urce ei dacă vor chiar pe gardă. Pepene galben, pepene verde cu miez galben și pepene verde cu miez roșu. Deci de astea sunt foarte curioasă. Că dovlecei, dovleac, zucchini, dovlecel stea și așa mai departe am luat eu semințe. Asta e o țelină de rădăcină pentru că... Da, mie mi se face țelina foarte mare și n-am pus în concluzie pentru semințe și am luat niște semințe de țelină, echinacea.
În China aceea o să o semăn într-o jardinieră, după care o să o replantez afară, nu știu ce o să se facă. O să vedem, nici nu știu dacă o să răsară. În luna a treia, a patra se seamănă, sau una a 10-a, 11-a, se replantează la 50 pe 20 de centimetri și se recoltează, deci dacă o plantezi în a treia, a patra, se recoltează în a 8-a, 9-a, dacă o semeni toamna, replantezi în a 4-a, a 8-a. Aici am niște rucola, nici rucola n-am avut niciodată plantată, dar am înțeles că gustul și-am mâncat de la cineva și gustul e total diferit față de cel de la supermarket. Varză cale. Varză cale, Nero di Toscana. În Italia mâncam foarte multă varză cale. Se opărește și se folosește ca și garnitură. Opărește foarte puțin. Acolo. Ridichile negre care nu-mi lipsesc niciodată. Anul trecut mi le-am mâncat. Nu știu, ori niște iepurași, ori niște capre sălbatice în colțul în care am pus eu, ajungeau totuși niște capre sălbatice. Interesant este că vin în grădini, vin foarte aproape. Ideea e că au fost ronțăite și am un plasture care mi s-a deslipit. Trebuie să-l schimb. Am făcut curat pe aici și mi s-a deslipit, m-am tăiat într-o cutie. Așa, astea sunt frăguțe. Frăguțe sălbatice. Nu mi-am adus din sălbăticie, deși o să fac și experimentul ăsta pe un pârloc, o pârloagă. Într-un colț o să pun frăguțe sălbatice. Astea o să le plantez tot așa într-un ghiveci și când sunt suficient de mari o să le replantez. Dar nu sunt o chestie la care să-mi fac speranțe. Căpșune am luat un soi de căpșuni care cică fructifică de două ori pe an, n-au fructificat de două ori pe an, au fructificat de o dată și destul de nașpa. Acum o să pun și din alea, mai am din alea clasice, vechi, căpșunile alea gustoase, zemoase și mai, anul ăsta o să iau din Lidl vreo șase, sunt în Lidl șase bucăți. Și o să-mi iau, să vedem ce și cum, și o să mai iau de la cineva, într-adevăr, niște căpșuni care la ei, ei vând practic căpșuni, au sere. Și știu că sunt un soi de căpșuni care produc de două ori pe an. Să sperăm măcar aia poate produc. Căpșunii sunt foarte ușor de înmulțit și de ghidat. Ei fac stoloni, se întind acolo de nebuni. Deci dacă aveți, cumpărați 4-5 căpșuni la anul, o să aveți foarte mulți și nu mai trebuie să fugiți în piețe și să cumpărați. Eu nu mai cumpăr toată dulceața de căpșuni, sirop de căpșuni, compot de căpșuni, tot ceea ce fac, sunt de la mine. Ce am aici? Valeriană, tot pentru salate. Să vedem și asta cum. Valeriană nu ne referim la planta medicinală, aia e cu totul altceva, care este relaxantă și ci este un soi de salată, corn salad, așa, varietate rustică și productivă, frunzele sunt moi și gustoase. Deci nu are legătură cu planta medicinală numită valeriană. Asta este doar un fel de salată spanac și care produce. Ce am aici? Un amestec. Asta o să-l pun în jardinieră. Să am ca putorile direct de la Chamfort să mă mai car până în grădină. E un amestec de salată frunze de stejar, salată iceberg, valeriană, rucola și cicoare. Dacă de Doamne, Doamne, și se fac, o să-mi iau semințe de la ce nu am, și anume de la cicoare și de la frunzele astea amichitele, care sunt un fel de. Cred că e salata frunză de stejar. Adică e un fel, sunt un fel de frunze de. Da, la mea mai cum îi zice. Sfeclă. Eu așa o văd. Aici am mangold. Mangoldul tot un fel de sfeclă este. Și se mănâncă tulpinile astea.
Da, e sfeclă roșie, Betta vulgaris, un fel de sfeclă roșie, dar de la care îi se folosesc tulpinile și frunzele. Sunt foarte, foarte bune în salată. Se consumă gătită, special pentru savoare și aspect decorativ. Așa. Și aici am vreo 300 de castraveți care nu mă mulțumesc de niciun fel. Anul trecut am avut niște castraveți murați, nici n-am filmat nicio rețetă de castraveți, am avut niște castraveți de toată jena. Deci, trebuia să fie două soiuri, n-am detectat decât unul. Ăștia sunt castraveți crișan. Așa, ei trebuie să aibă semințe foarte mici în interior și să fie foarte cruzi, castraveți crișan. Ăștia sunt cornișonul, deci cornișon sigur am avut anul trecut și s-au făcut, deci au avut apă, au avut apă de insuperare, dar na, mi s-au făcut bombați ciudați. Și acum am încercat și soiul ăsta de castraveți, o să încerc și soiul ăsta de castraveți, sunt niște castraveți lungi și care merg și ăștia foarte bine. Ce că îi zic că castraveți de salată, dacă uit aici bine și încerc să descifrez în toate limbile planetei, o să vedem ce și cum, pentru că n-au decât câteva semințe ăștia de la Grosel. Am luat și eu semințe de castraveți de anul trecut, dar nu știu dacă o să-i plantez. Încă unul dintre lucrurile bune pe care puteți să le faceți, așa cum au făcut și bunicii mei, au luat întotdeauna semințe, au lăsat până la maturitate plante, fructe și au luat semințe. Și așa am avut an de an, n-am cumpărat crăițele. Crăițele sunt extraordinar de bune, sunt crăițele la pitice. Și care, plantate pe lângă varză și pe lângă vărzoase, în special le protejează de dăunători. Așa că voi avea niște crăițe printre ele, pe lângă că sunt frumoase și o să am în vază pe lângă alte floricele. O să mai îmi cumpăr niște margarete. Am văzut pe un site, nu-i fac, dau nume, vreau să fac publicitate. Pentru că eu am mai comandat niște semințe de la Eco Ruralis. Este o asociație care dă semințe gratuite. Au fost doar 5, au fost într-o singură zi și au fost doar 5 bucăți, 5 plicuri de semințe, nu știu câte semințe sunt. Am ales am ales calapăr, dacă mi-amintesc, am ales un pak choi, tak choi, în fine, un soi de vărzoasă, o salată chinezească, ce se consumă crudă, nici nu mai știu ce am ales, aș fi vrut să aleg mai multe, aș fi vrut să aleg anghinare. Am ales castravetele de chivano. Pentru cei care n-ați auzit, eu l-am ales din greșeală, castravetele de chivano. Am vrut să aleg un soi de castravet și am ales castravetele de chivano, care de fapt nu este un castravet, este un fruct. Se face ca și castravetele, se urcă pe chestia aia înaltă, dar castravetele de chivano este de fapt un fruct, o combinație de gust între banană și ananas, ceva de genul. Bă, sunt curioasă ce va fi și cum va fi. Așa, am ales un mix de tomate. Le voi semăna separat și le voi planta separat ca să pot să urmăresc fiecare soi în parte. Bun, asta este despre grădina mea. A, și ce mai fac eu? Deja le-am semănat o parte. Ia uitați, în Lidl. Ah, pe mine să nu mă duceți în Lidl, oameni buni și dragi, pentru că sunt flori la greu și la prețuri bune. Și dacă ar fi după mine, vai, frezia. Am avut și anul trecut, acum le-am tăiat. Ia uitați, astea sunt două care, într-un ghiveci mai mic. Acum le-am tăiat și știți de ce le-am tăiat? Au avut flori, acum au terminat florile. Bine că am în altă parte, mă mai deplasez, în altă parte a casei, niște ghivece cu jardiniere mari, cu fezi. Dar s-au terminat deja florile. Puteți să le luați. Astea să le plantez acum. Și o să am către toamnă. O să am către toamnă alte flori. Hai să vedem. La astea, că nici nu mai știu. Celelalte și care au înflorit au fost de anul trecut în jardiniere. Astea se seamănă în luna 3-a, 4-a și a 6-a
și a 8-a vor înflori astea. Deci astea pe care le-am. Dacă lăsați bulbii în pământ, dar doar în jardiniere, pentru că afară nu o să supraviețuiască, ele vor reapărea. Vor înflori în primăvară. Bun. Ce am eu iarăși aici? Pământ. Că am plantat un alta. Așa. Pe lângă pământ, ia uitați. Hrean. Hrean și aici niște busuioc. Asta mare, dar hreanul, ca să vă și explic ce am de fapt. Mie nu mi s-a făcut în grădină hreanul și atunci am cumpărat hrean în toamnă de la cineva. Capetele de hrean, partea de sus, am tăiat partea de sus și am folosit doar partea de jos, normal. Partea de sus, unde au fost frunzele, tăiată la un centimetru maxim, dar nu, au fost și mai, le-am plantat aici. Deci asta e din toamnă, din hreanul pe care l-am pus la varză murată, da? Și aici sunt frunze de busuioc care au căzut. Și uitați-l cum arată. Iar asta o să mă duc și o să mi-l pun pe lângă gard, în alt loc. Nu în grădina mică și sper să am la anul peste 2 ani, peste 3 ani niște hrean. Este și foarte scump și mi-mi place foarte mult pasta de hrean, așa că ce să vă spun? Ce am aici? Oregano. Mai am încă niște semințe și o să le plantez, afară într-un colțișor. Asta a fost în casă. Faza bună în casă. Într-o terasă. Faza bună este că da, în toamnă s-au uscat toate tijele, tot vrejul. Le-am tăiat și le-am folosit. Iar tufa a dat din nou acum, în primăvară. Cred că prin februarie a dat. Și acum avem oregano nou. Ce să vă mai arăt, ce să vă mai arăt, ce să vă mai arăt? Păi vă mai arăt iasomia mea de Madagascar. Nu știu să vă spun, ceva nu-i în regulă. Niciodată n-am reușit să o aclimatizez în România. În Italia crește peste tot. E plin de ea. Crește peste tot. Asta am primit-o. O iubesc de mor. Îmi e atât de dragă și o să încerc cumva, 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 dar cumva să o fac să funcționeze și să trăiască. O să o scot oricum afară după ce se încălzește. Și teoretic, dacă ar avea apă și căldură, ar trebui să fie ok. Ar trebui. Da, acum nu știu. Cred că e ultima tentativă. Dacă mai mi-aduce cineva așa ceva, o să eu pun la pachet și o să i-o trimit înapoi. Deci e primită și am fost tare încântată de ea, pentru că nu e nici foarte ieftină. Toate astea, din păcate, nu trăiește. Acolo am un oxalis mov, așa, un oxalis mov, care toată iarna a fost așa. În mod normal, oxalisul dispare toamna, ăsta i-a plăcut, n-a dispărut, l-am de câțiva ani. Bun, cam asta este tot pentru astăzi, ne-am povestit și am vorbit de grădinărit. La următoarea, v-am pupat!